Iovu și Cârâcu au cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Londra și au devenit campioni europeni absoluți. Am muncit foarte mult după greutățile prin care am trecut. Sunt fericită totuși că am obținut atât de multe rezultate. Таких бы годов, как минимум такого всегда было бы замечательно. Нормальный год, хороший результат. Cei doi sportivi promit rezultate la fel de bune și anul viitor. Cristina, de doar 20 de ani, este convinsă că va cuceri titlul mondial. Șansele mele sunt foarte mari, adică trebuie puțină muncă, poate și mai mult decât am făcut. Fie așa cum o să vreau eu. Cei mai buni sportivi ai Moldovei au fost urmați în topul Asociației Presei Sportive de atleții Zalina Marghiev și Ion Lukianov. La secțiunea cel mai bun antrenor s-au impus tehnicienii Cristine Iovu. Tandemul Sergiu Crețu, Maxim Cojocaru i-a întrecut pe Ivan și Alexandru Bratan. Suntem bucuroși că am obținut rezultatele care le-am planificat. De la Jocurile Olimpice n-am avut încă medalii, la europene, la mondiale am avut. Pentru mine acesta este așa ca o surpriză, anul acesta a fost un an bogat, spunem, pentru hotelele pe Moldova. Echipa anului a fost aleasă Clubul Sportiv Femina, urmată de formațiile de fotbal Șerif și Milsami.